Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A cumplit un accident de miercuri pe DN2 și a mai trecut un mort pe Răboj. Aseară a mai decedat unul dintre răniți, un bărbat de 44 de ani, ceea ce înseamnă că acum bilanțul este de 5 morți și 4 răniți. Oameni care în dimineața respectivă se treziseră liniștiți să-și vadă de viață până când un irresponsabil le-a luat viețile sau i-a mutilat cu violență pe șosea când a ieșit cu mare viteză de pe două benzi ca să intre pe a treia, pe contrasens. Dar eu spun acum că responsabilitatea morală pentru această hecatombă este mai înainte de orice a statului român, a funcționarilor publici din Ministerul de Interne, din Ministerul Transporturilor și a parlamentarilor români, care din indolență sau din reavoință refuză de ani de zile să facă ce trebuie făcut pentru a pune capăt acestui carnagiu, acestei omucideri permanente de pe drumurile României. Ministrul de Interne a declarat ieri că șoferul respectiv fusese sancționat de 10 de ori pentru nerespectarea regimului de viteză. M-am uitat dimineață și am văzut că respectivul conducător auto care a produs accidentul, permisul l-a obținut, cred, în 2018, a spus Lucian Bode, citat de News.ro, care a continuat apoi, i-a fost reținut în fiecare an. 2018, 2019, 2020. A fost sancționat de 10 de ori pentru nerespectarea regimului de viteză. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, acest șofer a comis an de an tentative de omor pe șosele, până a și reușit să-și materializeze intențiile. Că și altceva este conducerea agresivă, cu viteze mult peste limita legală, astfel încât ți se reține permisul pentru asta. Ce altceva este acest mod de a șofa decât o tentativă de omor asupra necunoscuților ce se află în jurul tău, pe șosea? Șoferul ucigaș a fost, de când și-a luat permisul, un terorist rutier liber pe șosele, cu știința autorităților. Și iată, acum a omorât 5 oameni și a rănit alți 4. Este evident că statul are obligația de a proteja cetățenii prin scoaterea de pe drumurile publice a unor asemenea personaje deranjate care îi pun în pericol pe toți cei care se află întâmplător în jurul lor la un anumit moment. Și vă spune că da, poliția rutieră a reacționat în limitele prevederilor legale, reținând de mai multe ori carnetul acestui șofer. Da, așa este. Dar legea trebuie schimbată astfel încât astfel de șofer să fie scoși definitiv de pe drumurile publice în cazul în care recidivează și mai ales în acest ritm, de o dată pe an, după cum spune ministrul de interne. Este evident ce urma să facă, nu? Sancțiunile acestea care retrag permisul pe termen limitat și scurt, cum avem acum, aceste sancțiuni sunt totalmente insuficiente în cazul unor șoferi atât de irresponsabili. Unde este responsabilitatea constituțională a statului român de a proteja viața cetățenilor dacă nu observă că legile sunt insuficiente și teroriștii de pe șosele își fac de cap liberi pentru că li se tot dă permisul înapoi și permisiunea să se comporte astfel? Și în acest context în care România este de prea mult timp în topul mortalității rutiere în Uniunea Europeană, să ne reamintim că o ciurdă de parlamentari cocalari tot încearcă nu să scoată demenții de pe șosele, ci chiar să-i încurajeze prin diluarea suplimentară a codului rutier, care și așa e insuficient. Oamenii aceștia parcă nu au capacitatea să înțeleagă ce e bine și ce e rău și cum pot face bine și rău prin deciziile pe care le iau. Sunt incapabili să empatizeze măcar cu miile de familii traumatizate anual de moartea sau mutilarea cuiva drag în urma unui accident rutier, foarte probabil perfect evitabil dacă legile ar fi adaptate realității de pe șosele, astfel încât șoferii periculoși să fie scoși din trafic. Oare e cumva nevoie să moară soția și cei doi copii ai unui parlamentar sfârtecați într-un accident rutier produs de un șofer recidivist în depășirea vitezei și a liniei continue ca să se urnească legiuitorii? Sper că nu. Sper din toată inima că nu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.